2020 a început perfect pentru handbaliștii de la Steaua București. Elevii lui Sandu Iacob au învins joi seara pe CSM Bacău, scor 37-30, într-un meci contând pentru etapa 17-a a Ligii Zimbrilor. Meciul s-a disputat în sala sporturilor Concordia din Chiajna și a fost la discreția roșalbaștilor, care au marcat din toate pozițiile. Dacă Mihalcea cu 8 reușite și Da Silva cu 7 au fost în capul listei marcatorilor, tânărul Sergio Olaru, de doar 20 de ani, a închis tabela în ultimele secunde ale disputei. După 37-30 cu CSM Bacău, Steaua aleagă în premieră 3 victorii consecutive în acest sezon, iar atmosfera din vestiar este una excelentă. A fost un meci destul de ok din punctul meu de vedere. Ne-am pregătit mult pentru rezultatul acesta. Am început bine anul. Din punctul meu de vedere este un an care ar trebui să ne ducă pe noi în finala campionatului. Ești cel mai tânăr jucător din echipă. Cum e să joci la Steaua la 20 de ani? E o provocare pentru mine să plec de la junior la echipă de Liga Națională. Mă bucur foarte mult că am ajuns aici și vreau să dau tot ce mai bun ca să ajung unde îmi propun, unde îmi doresc. Am început cu dreptul acest campionat, avem primele 3 victorii. Suntem cu un pas mai aproape de obiectivul nostru propus și acela de a obține maximul de puncte rămase până la începerea play-off-ului. Avem un moral bun. Mulțumite de victorie și în mare parte și de evoluția elevilor săi, tehnicianul Sandu Iacob este conștient că mai are de reglat anumite lucruri pentru atingerea obiectivului propus. Suntem bine la acest moment, vom lupta pentru cele 27 de puncte rămase până la finalul sezonului regulat și ne dorim să avem o poziție cât mai bună la finalul acestui campionat. De fiecare dată după victorie o să spun că lucrurile au funcționat mult mai bine decât lucrurile adversarilor, dar sunt clar lucruri de îmbunătățit, e nevoie de a ne găsi timingul și mai bun, pentru că meciurile cu adevărat grele abia încep. Aflat în prezent pe locul 3 în clasamentul la zi al Ligii Zimbrilor, Steaua București va evolua în etapa 18-a în deplasare cu CSHC Buzău. Jocul va avea loc miercuri 12 februarie.